Profesorii și elevii Seminarului Teologic Ortodox din Curtea de Argeș au marcat astăzi 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Neagoie Basarab. Personalitatea Marului Domnitor Român, care este și ocrotitorul acestui seminar, a fost evocată în cadrul unui simpozion literar-artistic. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități a seminarului, fiind prezidat de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În cuvântul din deschiderea simpozionului, ierarhul a amintit importanța deosebită pe care o are pentru eparhia Argeșului și Mușcelului Sfântul Neagoie Vodă Basarab. Catedrala care este aici la Curtea de Argeș a scăpat în istorie prin mila lui Dumnezeu, ca să știți. Da, sigur că da, catedrala aceasta la care Sfântul Neagoie Vodă Basarab a pus absolut tot ce a avut el în gândire și în simțire și în sfințenia vieții lui, acest lirism sau nu merge duhovnicesc, această evlavie întrupată în piatră. Este extraordinar acest lucru și de ce s-a gândit și a ieșit atât de frumoasă catedrala și a rezistat în istorie 500 de ani. De ce? Pentru că Neagoie Vodă Basarab a închinat-o Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului, pe care a iubit-o strașnic, ca nimeni altul, și pentru mama lui. Dragostea lui pentru mamă, dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru Maica Domnului și dragostea pentru mama lui este întruparea catedralei de la Curtea de Argeș, ca să știți. Iar noi suntem cei care avem bucuria și fericirea să o vedem. În cadrul simpozionului a fost evocată personalitatea politică, culturală, diplomatică și religioasă a domnitorului Neagoie Vodă Basarab. Între faptele de căpătâi, o minunată expresie românească, trebuie să așezăm însă susținerea ortodoxiei în tot răsăritul nostru creștin, la începutul secolului al XVI-lea, susținere care l-a făcut cunoscut lumii drept ctitor mare a toată Svetagora, adică al Sfântului Munte Athos. Vorbim însă despre tot răsăritul creștin, până la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Sinai și până în inima fostului Imperiu Bizantin, în capitala de la Constantinopol, de unde sosise în copilăria lui Neagoie, cel ce avea să-i fie dascăl și părinte duhovnicesc, și anume Patriarhul Constantinopolului Nifon al II-lea, trecut la Domnul în 1508. Neagoie Basarab a fost un voievod al culturii, pentru că de la el a rămas cea mai importantă lucrare spirituală din toată cultura românească medievală, considerată de George Ivașcu o creație renascentistă în coordonate bizantine. Neagoie Vodă Basarab are meritul de a fi domnitorul creștin care a înțeles cu adevărat rolul său. A fost continuatorul tradiției bizantine în țara românească, fiind cel mai puternic sprijinitor al Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, Patriarhia Ecumenică și Sfântul Munte Athos, făcând din Curtea de Argeș în anul 1517 centrul lumii ortodoxe. Neagoie Vodă Basarab a fost și va rămâne o personalitate marcantă a istoriei noastre naționale, fapt recunoscut atât de contemporani cât și de predecesori. Bărbații duhovnicești sunt și mari oameni de acțiune. Ajuns domn, Sfântul Neagoie avea să-și chivernisească mai întâi casa. În vremuri în care a avea copii mulți era binecuvântare cerească și bucurie desăvârșită, perechea domnească avea să-și asume nașterea a 6 copii: Teodosie, Stanca, Ruxandra, Petru, Ioan și Angelina. Acestora avea să le împărtășească domnul Neagoie întreaga sa experiență duhovnicească și pe aceea dobândită de la dascălii săi cei luminați. Manifestările dedicate cinstirii Sfântului Neagoie Vodă Basarab au continuat cu un concert de muzică religioasă. Sfântule Voievod, roagă-te pentru noi, în murgerea zilelor ai văzut sfârșitul Neagoie și cărarea către Hristos. Elevii seminarului au prezentat în cadrul evenimentului și o scenetă care a ilustrat frumusețea graiului românesc de la începutul secolului al XVI-lea. Vezi mila lui Dumnezeu? Vezi dragostea Lui cu care au iubit pre noi, vezi darul Lui cu care ne-au dăruit, câtă iaste de multă mulțime a milelor Tale, Doamne, că a urcat firea noastră cea omenească, mai pe deasupra decât toate puterile cele cerești.
Cei prezenți la eveniment au putut admira la final expoziția de icoane amenajată în incinta școlii, care a cuprins lucrări ale elevilor de la clasa de patrimoniu bisericesc a seminarului.